Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Suntem la o nouă emisiune creștin la timpul prezent. Tema de astăzi este Templul Ceresc. Apostolul Pavel ne spune în Coloseni să umblăm după lucrurile de sus, să ne gândim la lucrurile de sus. Care sunt aceste lucruri de sus? În primul rând este Dumnezeu. Este tronul lui Dumnezeu, întângerii cei răscumpărați care au ajuns acolo. Este părăția lui Dumnezeu. Este și templul ceresc. Vreau să ne gândim la templul ceresc ca un lucru de sus. Să umblăm după lucrurile de sus. Creștinii la timpul prezent trebuie să se gândească la lucrurile de sus. Vom citi din cartea profetului Habacuc, capitolul 2 cu 20. Domnul însă este în templul lui cel Sfânt. Tot pământul se tacă înaintea lui. Și din Isaia 6,1 În anul morții împăratului Iozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantei lui umpleau templul. <fie> Învățătura despre templul ceresc este o învățătură biblică. Îi trebuie să ne gândim la această învățătură. Trebuie să vedem cum poate fi schimbată viața noastră prin această învățătură. Vorbind despre Templul Ceresc, să ne uităm la viziunea lui Habacuc, după aceea la viziunea lui Isaia și în sfârșit la viziunea lui Ioan. Ne limităm la aceste trei viziuni despre Templul Ceresc. În ceea ce privește pe Habacuc, își deschide cartea profetică cu plângeri. Și în aceste plângeri, spune Abacuc în felul următor, versetul 2 din capitolul 1, Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți, până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor, pentru ce mă las să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate, asuprirea și silnicia să fac sub ochii mei, să nasc ceturi, se stărnește gălceavă, de aceea lege este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău birește pe cel neprinit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Abacuc își aduce plângerile despre răutățile din vremea lui înaintea lui Dumnezeu. Aceste plângeri ajung la Dumnezeu în templul lui Ceresc. Și Dumnezeu răspunde. Și continuă în capitolul 2, Abacuc să prezinte cum așteaptă el răspunsul lui Dumnezeu Habacuc 2.1 M-am dus la locul meu de straj și stăm pe turn ca să veghez și să vă ce să-mi spună Domnul și ce va răspunde la plângerea mea. Deci a avut turnul lui de veghere. Unii ne oprim doar la lamentații, la plângeri. Și nu mai avem locul nostru de strajă, turnul de veghere, unde să așteptăm răspunsul Domnului. Capitolul 2 este un răspuns al Domnului. Și la sfârșitul capitolului 2, prezintă în felul următor profetul Habacuc lucrurile, Domnul însă este în templul lui cel sfânt. Dumnezeu are un templu sfânt. Dumnezeu are un templu ceresc. Și pământul trebuie să tacă înaintea lui. Pământul trebuie să învețe tăcerea înaintea lui. Habacuc a învățat tăcerea. La începutul capitolului este prezentată tăcerea lui. La locul de strajă, la turnul de veghere, la tăcut, Sfârșitul capitolului se termină tot cu tăcerea. După ce îți expui cererile, trebuie să aștepți răspunsul sau nu a așteptat răspunsul. Sunt unii care nu așteaptă răspunsul lui Dumnezeu la problemele lor. Templul Ceresc este locul unde merg plângele noastre, cele noastre. Și locul nostru de strajă, turnul de veche, era de pe Pământ, trebuie să fie cel în care așteptăm răspunsul lui Dumnezeu. Osea prezintă o altă perspectivă despre Templul Ceresc. Dar este o legătură. Habacuc vorbește de Templul Cel Sfânt. Pentru care este conexiunea cu profeția lui Isaia. Isaia spune că a văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Și în contextul acesta, al scaunului de domnie, spune și polele mantei lui umpleau templul. Dumnezeu stă pe scaunul de domnie în templul ceresc. Această expresie că poalele mantei lui umpleau templul, arată maestatea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu umple cu slava lui acest templu. Cum era? Care era dominanta? Care era climatul în acest templu ceresc? Spune așa Isaia. Serafimii stăteau deasupra lui, vorba de Dumnezeu, și fiecare avea șase aripi, cu două și acopereau fața, cu două și acopereau piciorul și cu două zburau, strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul știrilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Deci în templul ceresc este închinare. În templul ceresc Dumnezeu este lăudat în mod deosebit pentru sfințenia lui. Și acest întreit strigăt vorbește despre Sfânta Treime, despre Tatăl, despre Fiul, despre Duhul Sfânt. Templul Ceresc este locul închinării și Cel Sfânt este închinat. Isaia prezintă Templul Ceresc ca locul unde Cel Sfânt este preamărit. Nu doar Templul este Sfânt. Nu doar Templul Ceresc este Sfânt și cel care stă pe tron este Sfânt. Care a fost efectul acestei închinări în Templul Ceresc? Versetul 3 din Isaia. Se zguduia ușor și de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Deci este un impact extraordinar al închinării. Dar impactul nu a fost doar în templul ceresc, ci a fost și în inima profetului Isaia. Când a văzut sfințenia lui Dumnezeu, când a văzut în templul ceresc, când a văzut închinarea din templul ceresc, când a văzut scaunele domnie din templul ceresc, templul cel sfânt, cel sfânt stând pe scaunele domnie, ceva se întâmplă în inima lui Isaia. Își recunoaște starea de păcătoșenie. Și așa spune, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului știrilor. Vai de mine! Atunci când te uiți la templul ceresc și cu ochii credinței vezi pe cel ce stă pe scaunele Domnie în templul ceresc, vezi pe cel sfânt, vezi închinarea de acolo, îți vezi starea ta de păcătoșenie. Creștini la timpul prezent trebuie să se uite la templul ceresc, cu ochii credinței. Trebuie să vadă că cineva stă pe scaunele domnie acolo. Trebuie să simtă închinarea care este acolo și văzând frumusețea de acolo, sfințenia de acolo, să-și vadă starea lor de păcătoșenie vai de mine sunt pierdut, am nevoie. Băi, că noi nu avem nevoie de cărbunele acela de la tronul lui Dumnezeu, avem nevoie de sângele Domnului Isus Hristos. Avem nevoie să ne curățim buzele. O privire spre templul ceresc este o provocare să-ți curățești buzele, să-ți curățești cuvintele, să-ți curățești gândurile. Să ne sfințim și noi. Nu doar templul Ceresc este sfânt, nu doar cel ce stă pe scaunele Domnului este sfânt, nu doar închinătorii laudă Sfințenia lui Dumnezeu. Și noi credincioșii suntem temple ale lui Dumnezeu și trebuie să fim sfinți. Trebuie să ne sfințim. Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Este o provocare la sfințenie. Și după ce experimentează purificarea și curățirea, Isaia se dăruiește pentru misiune. Spune așa cartea profetului, versetul 8, capitolul 6. Am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Avem nevoie de o provocare pentru a fi câștigător de suflete. Avem nevoie de o provocare pentru misiune. Nu toate formele de misiune. Dar suntem în adormire în ceea ce privește câștigarea de suflete. Suntem în adormire în ceea ce privește misiunea. Pentru că nu ne uităm la templul ceresc. uitându ne la templul ceresc, văzând sfințenia de acolo, ne vedem starea noastră de nesfințenie, vedem starea noastră de păcătoșenie și ne curățim ființele și inimile. După aceea, ni se aprinde inima pentru misiune. Te întreb de ce nu ars pentru câștigarea de suflete? Te întreb de ce nu îți pasă de misiune? Uită-te la templul ceresc, la cel ce stă pe tron acolo. Uită-te la sfinține de acolo și uită-te și la starea inimii tale, ce recurățirea inimii tale, a gândurilor tale, a buzelor tale. Și atunci ce inima ți se poate aprinde să câștigi suflete pentru Domnul. Templul ceresc în viziunea lui Habacuc, templul ceresc în viziunea lui Isaia, și să mergem și la treia viziune, templul ceresc în viziunea apostolului Ioan. Cartea în care se vorbește cel mai mult despre Templul Ceresc este Cartea Apocalipsei. Nici o altă carte din Biblie nu prezintă atât de profund Templul Ceresc ca și Cartea Apocalipsei. Ioan are vedenia despre ceea ce se întâmplă în cer. Apocalipsa 4,2 spune În cer era pus un scaun de domnie. Și pe scaunul aceste de domnie ședea cineva. Stă cineva pe scaunul de domnie. Nu este gol scaunul de domnie. Indiferent prin ce situații trecem, indiferent prin ce probleme trecem, nu deprimarea trebuie să aibă ultimul cuvânt, nu descurajarea trebuie să aibă ultimul cuvânt, nu sinuciderea trebuie să fie ultimul cuvânt. Și nici nu ieșirea din slujire trebuie să fie ultimul cuvânt. Indiferent ce valuri te lovesc, indiferent prin ce treci, tu trebuie să știi că stă cineva pe scaunul de domnie. Scaunul de domnie din Templul Ceresc nu este gol. Stă cineva pe acest scaun de domnie. Și descrind cum este Templul Ceresc, în Apocalipsa, capitolul 5, cu 6, ni se prezintă cine stă lângă scaunul de domnie este mielul junghiat care este lângă scaunul de domnie. Așa este prezentat versetul 6 din Apocalipsa 5. Și la mijloc între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâne am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat. Mielul care stă pe scaunul de domnie, mielul junghiat, este în templul ceresc. În centrul templului ceresc. Este mielul junghiat și miezul cântecelor din templul ceresc. Privesc mielul junghiat, așa vedem în versetul 9 din capitolul 5 din Apocalipsa. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să i cartea și să-i rupe cețile, că ce ai fost junghiat, ce ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Care este miezul cântecelor din cer? Ai răscumpărat cu sângele tău oameni din orice seminție. În templul ceresc, cântecele din templul ceresc vorbesc despre mielul junghiat, răscumpărătorul și cântecele noastre trebuie să fie despre mielul junghiat. Nu trebuie să neglijăm din cântecele noastre onorarea mielului, onorarea mielului junghiat chiar dacă avem și alte subiecte despre care cântăm, să fie în miezul cântecilor noastre, pe cum în templul ceresc, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, facă-se voia ta precum în templul ceresc, așa și aici pe pământ. Continuă cartea Apocalipsei, această prezentare a ce se întâmplă în templul ceresc, Apocalipsa capitolul 7, cu versetul 15, vedem o fereastră deschisă despre slujirea din templul ceresc. Cum este această slujire din templul ceresc? Putem ne întrebăm dacă este o slujire periodică, sezonieră. Și vedem în versetul 15 din capitolul 7, pentru aceasta stau ei înainte scaune Domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaune Domnului și va întinde peste ei cortul lui. Vedem din nou ideea de scaun de domnie și de templul a lui Dumnezeu, templul din cer. Acești oameni răscumpărați, acești oameni care vin din necazul cel mare, cum slujesc lui Dumnezeu? Expresia spune în felul următor, expresia biblică, și sluze, slujesc zi și noapte în templul lui. Deci această slujire este zi și noapte, este o slujire continuă. Care este provocarea pentru noi, creștinii la timpul prezent? Când ne uităm la slujirea din templu cez din Apocalipsa 7 cu 15, să fim și noi slujitori zi și noaptea lui Dumnezeu. Adică să avem o slujire continuă. Așa ușor unii ies afară din slujire. Fie mamona îi scoate din slujire, fie criticile, fie înfrângerile, fie anumite falimente. Dar dacă Dumnezeu îți dă putere să mergi înainte, Dar dacă tu ai o chemare de la Dumnezeu să slujești, Aduți aminte că în templul ceresc este această slujire zi și noapte, este această slujire continuă. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți slujitorii Lui, să aibă o slujire continuă, să se ridice din căderile lor, să se ridice din tristețile lor, să se ridice din amărăciunile lor, să se ridice din criticile la care sunt expuși. Și dacă au chemare de la Dumnezeu să slujească, fie o chemare publică, fie o chemare discretă, ei să meargă înainte, Dumnezeu să binecuvânteze slujirea. Așa cum în Templul Ceresc Dumnezeu este slujit zi și noapte, să nu uităm că și noi suntem slujitori ale Lui Dumnezeu zi și noapte și într-o bună zi El va răsplăti pe slujitorii Lui. În cartea Apocalipsei vedem această expresie despre Templul Ceresc că este la un moment dat un templu deschis. Nicăieri nu apare în Scriptură această idee într-o asemenea nuanță ca și aici. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis. Și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Templul lui Dumnezeu a fost deschis. Poate la știri ar trebui să fie, nu? Știrile de ultimă oră templul din cer este deschis. Și oare ce este? Suntem curioși, dacă se deschide templul, ce se vede? Ioan a văzut în insula Patmos chivotul legământului în templul său. A auzit glasuri, a văzut fulgere, tunete. Ce vrea să ne spună Duhul Sfânt prin chivotul legământului său? În templul ceresc, acest chivot al legământului este chivotul legământului cu Dumnezeu. În Vechiul Testament avem un legământ între Dumnezeu și poporul Israel. În Noul Testament avem, avem nou legământ. Spune în Evanghelie despre sângele legământului celui nou. Este legământul prin jertfă. Toți oamenii care cred în Domnul Isus Hristos și își curățesc inima, ei intră în legământ cu Domnul Isus. Dar acest legământ trebuie făcut public. Și de aceea această apă botezului este locul unde faci public acest legământ cu Domnul. Chivotul legământului lui. Unii au uitat că sunt în legământ cu Domnul. Dar templul celest trebuie deschis și pentru tine. Templul celest trebuie deschis. Să vezi cu ochii inimii, să vezi prin credință. Și ce vezi? Chivotul legământului. Tu ai intrat într-un legământ cu Domnul odată. Tu ești în legământ cu Domnul Isus Hristos. Adu-ți aminte de legământul tău cu Domnul Isus. Primești putere nouă în ceea ce privește legământul. Biserica păstrăită de David Wilkerson în New York erau destui care cădeau. Duceau o viață de înfrângeri. Și fratele David a stat înaintea Domnului. Care este învățătura? care lipsește. Și Dumnezeu a luminat mintea să vorbească despre beneficiile noului legământ. Învățătura despre legământul cel nou făcut în sângele mielului. Importanța legământului celui nou. Noi nu suntem o zi creștini, o zi nu suntem creștini. Noi suntem creștini ai legământului celui nou în sângele mielului. Și Hristos îți ține cuvântul în ceea ce privește legământul. El a început în noi o lucrare și o duci la bun sfârșit. Și trebuie și noi să ne ținem de promisiunea legământului, să fim alături de Hristos, să nu ne pădăm de Hristos. Templul din cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului. Să revenim la importanța legământului Iisus Hristos. Iată învățătura pe care o luăm din această imagine despre templul ceresc. Însă, în ceea ce privește templul ceresc, noi nu asociem doar cu legământul, noi nu asociem doar cu slujirea continuă, nu asociem doar cu sfințenia, nu asociem doar cu cel ce stă pe scaunul de domnie. Conform cu cărții Apocalipsei, mai trebuie să asociem templul ceresc cu ceva și această asociere este cu pedepsele lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 17, prezintă și această imagine pentru noi a pedepselor. Și din templu care este în cer a ieșit un alt înger care avea și el un cosor ascuțit. Versetul 15, și alt înger și din templu și zic, la stare cel ce și pe nor, pune secerea ta și secerea pentru că a venit ceasul să seceri și secerul pământului este copt. Iar în capitolul 15 cu versetul 8, Vedem că templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui și nu putea să intre în templu până să i sfârși cele șapte a celor șapte îngeri. Deci, vedem în Apocalipsa, de data aceasta, că în templu nu se mai poate intra. Nu se mai poate intra în templu. Interesant. De ce nu se mai poate intra în templu? Nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși aceste pedepse. Deci templul ceresc este și centrul de comandă, locul de unde izbucnește mânia lui Dumnezeu. Templul ceresc este locul de unde sunt trimiși îngerii să aducă aceste pedepse. Și faptul că spune că templul, nimeni nu putea să intre în templu până să vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri, noi nu putem, nimeni nu poate să schimbe planul lui Dumnezeu privind pedepsele. Mânea lui Dumnezeu spune în romanțele scoperă din cer împătre e necinstirea lui Dumnezeu. Noi trebuie prin pocăință și credință. Să ieșim de această sferă mâniei lui Dumnezeu. Nu avem altă șansă decât prin pocăință și credință. Ce se va întâmpla cu templul ceresc? Apocalipsa prezintă că după ce Dumnezeu va instala nou Ierusalim, nu se mai vorbește de templul ceresc în termenii din Vechiul Testament și în termenii actuali, ci Sfânta Scriptură prezinte așa în Apocalipsa 21, cu versetul 22. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic ca și mielul sunt templul ei. În nou Ierusalim, care reprezintă faza finală a existenței, nou Ierusalim care reprezintă ceea ce Dumnezeu a hărăzit pentru credincioși după judecata de apoi, nu va mai fi templu, ci templul va fi mielul. Cel puternic și mielul sunt templul ei. Și templul va deveni persoana Tatălui. Templul va deveni persoana Fiului. Dragii mei, templul ceresc. Să ne uităm, să ne gândim la lucrurile de sus. Suntem îndemnați de Pavel, să umblăm după lucrurile de sus, să ne gândim la lucrurile de sus, gândindu-ne la templul ceresc. Să luăm aspecte din ceea ce am văzut, prin aceste viziuni al lui Habacuc, al lui Isaia, al lui Ioan și să ne schimbăm viața. Vreau să punctez din toate aceste viziuni, aceasta în care templul ceresc să deschis și să a văzut chivotul legământului. Dacă n-ai intrat în legământ cu Domnul, intră în legământ cu Domnul. Prețuiește acest legământ cu Domnul. Dacă ai neglijat legământul cu Domnul, pune la mare preț legământul tău cu Domnul. Se vede chivotul legământului în templul ceresc. Dumnezeu să te binecuvinteze!